Bună ziua, mă aflu aici alături de colegii din conducerea Ministerului Afacerilor Interne, a Inspectoratului de Poliție Județean Constanța și a secției 2, Vama Veche 2 Mai de Poliție din cadrul IPJ Constanța, pentru a vizita noul sediu al secției 2 de Poliție, Vama Veche 2 Mai. Intenționăm să extindem această dotare cu o construcție în spatele sediului existent și el nou, pe fonduri europene în perioada care urmează. Prezența noastră aici nu este una de ordin festivist, ci se dorește un mesaj către opinia publică, către cetățeni, în legătură cu faptul că toate structurile din Ministerul Afacerilor Interne își înțeleg misiunea, înțeleg așteptările cetățenilor de la ei, s-au organizat pentru acest sezon astfel încât să răspundă acestor așteptări. Așa cum am spus și în altă ocazie, am suplimentat în acest an întreg dispozitivul de ordine publică și siguranță din județul Constanța pe durata sezonului estival cu aproximativ 1000 de cadre, polițiști, polițiști de frontieră, pompieri salvatori, jandarmi, specialiști de toate, din toate domeniile, pe toate liniile de muncă, de la circulație, siguranță rutieră până la criminalitate economică, criminalistică, ordine și siguranță publică, intervenție în situații de urgență, astfel încât comanda socială care derivă din numărul mare de cetățeni români prezenți pe litoral în perioada estivală să fie satisfăcută, să fie servită de către toate structurile Ministerului Afacerilor Interne la nivelul așteptărilor. Eu le urez colegilor mult succes, sunt convins că știu ce au de făcut, își doresc să și îndeplinească aceste misiuni de plin, cu onoare, în cooperare cu cetățenii și în slujba lor. Am foarte mare încredere în ei.